Bună, dragilor! Nu, de data asta, dragilor! Fiți atenți, dacă sunteți băieți, nu aveți ce căuta în acest video. Chiar dacă o mare parte din audiența mea este și de sex masculin, video-ul ăsta e doar pentru fete și pentru răsfăț și pentru skincare. Așa că dacă nu vă interesează subiectul, uitați-vă la altceva, bine? Forest! Nu-i voi! Câinele încearcă să fure ceva din care din noi. Dar video de astăzi este despre cosmetice coreene. Am făcut o comandă. Ah, copiii vecinilor țipă chiar în fața casei mele. De ce? Mă întorc. Așadar, am bătut copii, e liniște. O să facem astăzi un unboxing. Am comandat acum aproape o lună de zile mai multe produse coreene de pe un site american, am impresia, se numește yesstyle.com și este specializat în produse coreene. Găsești aproape orice produs de skincare corean, găsești haine, accesorii și tot felul de nebunii, însă eu am intrat strict pentru produsele coreene. Am aflat de el de la o prietenă, Laura Călin, și am stat cam o lună de zile până să dau comanda, pentru că erau atât de multe produse încât nu știam ce să aleg și am început să mă documentez înainte să le comand. Este foarte util pentru că au și review-uri și au review-uri multe și poți să-ți dai seama cam care sunt cele mai cunoscute produse și cele mai utilizate. Sunt, de exemplu, produse care au 2000 și ceva de review-uri și cu note și poți să-ți dai seama după notă cam cât de bun e produsul. Mă rog, experiența ta personală este una și alta este un review de la un străin, însă poți să-ți dai seama cam de eficiența și de popularitatea produsului. O să vă arăt acum ce mi-am comandat. Pot să vă spun mai multe și despre acest site. Nu este niciun fel de sponsorizare, deci nu vă gândiți la asta. Însă, dacă vreți să vă comandați, prețurile sunt foarte bune. Au branduri cunoscute de skincare corean și au întotdeauna reduceri destul de mari. O să vedeți că întotdeauna la ei pe site spun că au 60 sau 80% reducere. Și acele reduceri, chiar dacă iau acolo o numărătoare mai valabilă 2 zile, 3 zile, whatever, câteva ore, după aia, de când se termină, începe alta. Adică să nu vă panicați dacă nu comandați instant. Aceste reduceri sunt tot timpul. Și, într-adevăr, sunt prețuri mult mai mici decât ce am văzut atât pe Amazon sau pe alte site-uri sau la Sephora sau pe site-uri românești. Singurul dezavantaj este că durează destul de mult comanda. Eu, de exemplu, am dat comanda la începutul lunii. Spuneau că o să ajungă în maxim 14 zile plătind express shipping. Dar a ajuns de fapt cam în 24 de zile. Într-adevăr, unul dintre produse nu era pe stoc. Forest, te-ai apucat acum să... Ce faci? Ce faci? Forest, poți să stai și tu liniștit puțin? Te rog? Așa. Deci a durat cam mult comanda. Însă, avantajul e că prețurile sunt puțin mai mici. Multe dintre produse le găsiți și în farmacia Tei. Mi-am luat deja câteva pentru că nu mai aveam răbdare să ajung astea și mi-am luat un gel de curățare. O să vă las link-uri în descriere cu alte site-uri românești care au genul ăsta de produse. Normal că nu le au pe toate, pentru că acest site este super, super cunoscut și super mare. Însă sunt și companii românești care au început să aducă o selecție de produse coreene. Produsele coreene de skincare sunt foarte bune pentru că ei au o întreagă cultură, tradiție, cu vechime în așa ceva.
au foarte multe bugete pentru studii în acest sens și automat au rezultate foarte bune. Eu am început să fiu interesată de skincare de curând, mai exact de când am împlinit 30 de ani. Și înainte nu prea mă dădeam cu creme, chiar n-am avut probleme cu tenul niciodată, dar acum începând să apară ridurile de expresie și tenul să fie puțin mai deshidratat, încerc să îl păstrez cât mai mult timp într-o stare foarte bună, de aceea încep să îi stimulez producția de colagen, să-l hidratez mai bine, să-l protejez cu SPF și tot așa, astfel încât să-l păstrez cât mai mult timp în parametrii buni. Destulă vorbăraie, să începem cu unboxing-ul. Așadar, după 24 de zile, acest colet a ajuns. O să vă las jos site-ul, da, în descriere, și o să vă las acolo sau aici pe ecran și un cod de reducere, pentru că la orice comandă o dai, apoi primești un cod de reducere pe care îl poți oferi prietenilor. Și cum voi sunteți prietenele mele, îl puteți folosi și mi se pare că o să vă dea 5% reducere sau ceva de genul. Asta dacă vreți să așteptați atâta după această comandă, dacă nu găsiți variante în România, v-am zis, Farmacia Tei, Sephora, este un site Kazumi, Q Cosmetice Coreene, My Geisha, oricum este un întreg trend acum. Eu îmi iau informația despre skincare, pentru că este o artă și asta, este o știință și nu poți să o faci așa chiar oricum, că s-ar putea să strici fața. Și mi-am informația de pe YouTube, în mare parte de pe un canal care se numește Beauty Within, este genială tipa aia. Altul mai este, cum se numește celălalt? Mixed Makeup, e de skincare, chiar dacă se numește așa. Și de la noi o urmăresc pe Diana Angel, puteți să o urmăriți pe Instagram, este genială femeia. Și, nu cât de entuziasmată sunt. Deci înainte chiar nu mă pasiona acest domeniu, însă acum sunt puțin obsedată chiar. Vai, sunt mult mai mari decât credeam. De exemplu, începem cu astea, că știu ce sunt. Acestea se numesc Biopeel Gold Peeling Wine. De la Neogen. Neogen este o firmă coreană care face produse de skincare fără tâmpenii, adică sunt în mare parte naturale. Oricum, produsele coreene în general nu sunt testate pe animale și ingredientele majoritatea sunt naturale. Acestea sunt niște peduri. Haideți să-l desfac eu unul. Ca niște dalea de vată, cum se numesc, ca niște peduri, dalea de vată, însă îmbibate într-o soluție exfoliantă. Deci sunt îmbibate într-o soluție care îți exfoliază ușor tenul chimic. Pentru că am aflat și eu, de când mă interesez de acest domeniu, că scrabul acela mecanic, adică scrabul cu particule, nu este atât de sănătos pentru că creează microleziuni, da, pe suprafața tenului. Și acele microleziuni cu timpul fac ca tenul să pară fără strălucire, fără vitalitate. Deci nu sunt tocmai ideale. Asta e o descoperire destul de recentă și de aceea este încurajat peeling-ul chimic. Și peeling-ul chimic se face așa, cu mai mulți acizi diferiți, cu... Stați puțin, că trebuie să-i dau Forest drumul afară, că plânge. Așadar, peeling-ul chimic se face cu diferiți acizi, care ușor, ușor îți dizolvă oarecum pielea moartă. Aceste peduri sunt îmbibate cu asemenea acizi. Stați să văd și cu care.
Ah, vai, dar ce să vei? Ah, bă, nu scrie și în engleză, dar nu văd. Sincer, nu văd, dar de obicei, acizii de peeling, de... E un mini peeling, nu vă gândiți că e peelingul ăla pe care îl vedeți voi pe net, că îți cade pielea de pe față. Acizii ăștia sunt de obicei AHA și BHA. Ca să înțelegeți, din AHA face parte, de exemplu, acidul glicolic, dacă știți. Adică tot felul de acizi care ajută pielea să... pielea moartă să se dizolve și vă dați seama că o să iasă la suprafață un strat mai nou de piele. Deci automat pielea va arăta mult, mult mai bine, va fi super, super curățată. Și pentru acne, din câte știu, este destul de bun. Însă, nu o las pe mine teamă. Uitați-vă la cineva care chiar știe. Eu știu atât cât să experimentez pe propria piele. Nu să vă dau și vouă sfaturi. Eu doar vă zic ce mi-am luat și o să încep să fac din ce în ce mai multe videouri de genul, pentru că aceasta a devenit una din pasiunile mele și, după cum știți, mie îmi place să împărtășesc cu voi din pasiuni. Așadar, astea sunt primele. Hai că n-am stat decât 10 minute la primul produs. A doua este de la Laneige. Este o firmă foarte cunoscută coreană. O vedeți? Așa. Este o mască cu care dormi noaptea. Este o mască de față cu care dormi și o lași întreaga noapte. Nu știu cu ce este. O să intrăm în detalii în video-ul în care o să facem rutina de seară. Da, o să fac un video în curând cu rutina mea de skincare de seară și vedem acolo ce și cum. Altul este un acid, un ser de fapt, cu acid, cu AHA, BHA, de care vă ziceam înainte, și cu PHA, care nu știu ce e, sincer. Este un exfoliant pe care îl lași pur și simplu pe față. Îți curăță porii, luminează tenul și te și hidratează. Acesta se numește 30 Days Miracle Serum. Hai mă. Așa. Vă dați seama că eu o să-mi fac o rutină specială, adică o să am grijă. Nu o să folosesc și serul ăsta și astea care tot exfoliază, adică trebuie să știi puțin pașii și o să, oricum o să le folosesc în zile diferite. Și, de exemplu, când fac exfoliere, nu folosesc retinol. Sunt tot felul de reguli în care nu o să intru eu acum, pentru că o să dureze video-ul ăsta mult prea mult. Însă să știți că nu sunt nebună și nu o să mi le pun pe toate pe față neodată. Acesta, Clinis Zero, este un balsam de curățare. Deci în loc de demachiant, pentru că mai nou s-a descoperit că demachierea, fie cu șervețele, fie cu vată, cu apă micelară sau ceva, nu face neapărat foarte bine în timp, pentru că noi avem tendința să ne frecăm foarte tare pe față și să tragem de față și astfel încurajăm fața să se lase mai repede și să apară riduri. De aceea, cea mai gentilă formă de a ne demachia este cu un balsam. Acest balsam este ca uleiul de cocos la o temperatură mică sau ca un unt, dar în momentul în care are contact cu pielea și este și frecat, se transformă în ulei și distruge pur și simplu molecula de machiaj și este mult mai eficient decât alte tipuri de demachiant. Dacă știți, în îngrijirea coreană este acea chestie cu 10 pași. O să discutăm despre asta altă dată.
poate atunci când fac rutina de seară sau pe story pe Instagram. Însă fiecare pas are rolul său și curățarea este în doi pași. Prima oară e ăsta și a doua oară este gelul de curățare cu care te speli normal. Eu am un gel tot corean, însă mi l-am luat din farmacia Tei și nu l-am mai comandat de aici. Este tot de la COSAR RX. E o firmă, o să vedeți că mai am două produse de la ei. Asta e o mască de buze cu care tot așa dorm. Este de la aceeași firmă ca masca de noapte la Neige, însă e de buze. De-abia aștept să o încerc. Acesta, tot așa în cei 10 pași de îngrijire a feței, intră atât seruri cât și esențe. Ei au chestia asta cu esențele și aceasta e o esență cu colagen, care se dă înainte de ser. Cam așa arată. O să vi le las pe toate în descriere, o să vă las link-urile. Dacă vă arătam cutia asta, nu înțelegeați nimic, că nu mă spune nimic. Aceasta e. E o sticlă super frumoasă. Și este Time Stop Collagen. Revitalizează, hidratează și apoi... Tot pentru hidratare am luat, aceasta este o firmă japoneză, se numește Hada Labo. Este prezentă și în farmacia Tei și acesta este un acid hialuronic sub formă de apă, gel, așa. Este foarte cunoscut, este unul dintre bestselleruri atât pe site-ul acesta cât și în general în Japonia și este atât, acid hialuronic și atât. De-abia aștept să-l încerc. Apoi mi-am luat o bentiță pentru că de obicei atunci când mă spăl pe față seara și îmi fac întreg ritualul, mă deranjează părul când vine pe față și mi-am luat această cordeluță de copil tembel. Da, super. Următorul este de la Clairs. Este, această firmă este la fel și în farmacia Tei și acesta este un ser cu vitamina C. Vreau să încep să folosesc vitamina C pentru că știu că este foarte benefică și o să vă arăt mai încolo cum o integrez în rutina mea zilnică. Următorul este un toner. Eu mai am un toner tot corean, dar luat de la farmacia Tei și îl am deja în rutina mea zilnică. Acest toner însă este tot exfoliant cu AHA și BHA de la COSAR RX. Este o firmă foarte cunoscută cu majoritatea ingredientelor sunt naturale și la fel, cruelty free și este o firmă foarte bună la niște prețuri foarte corecte și cu niște rețete foarte, foarte eficiente. Am citit extraordinar de multe review-uri foarte bune despre ele și am și eu o cremă și sunt foarte mulțumită de ea. Tot de la COSAR RX am protecția solară de 50. Eu folosesc deja una acum de la Bioderma, însă vreau să văd cum e aceasta pentru că am înțeles că e foarte, foarte bună. Adică nu e nici lucioasă, nici prea grasă, astfel încât să te poți machia după. Aceasta este o esență cu extract de melc. În skincare-ul corean este o mare, mare, este un mare trend. Această esență de melc, acest extract de melc, știți dâra aia pe care o lasă melcul, ei bine, a fost descoperit că substanțele
din acea secreție a melcului sunt foarte, foarte benefice pielii și am mai multe produse cu acest nou trend, vreau să zic. Următoarea este o cremă de ochi. Ah, ce vă arăt. Da, wrinkle and whitening, așa, atâta spune. Eye cream. Nici nu știu ce firmă este. Oricum o să vă las în descriere produsele, pentru că spuse etichete peste, nu prea înțeleg. E o cremă de ochi. Și cam atâta mi-am comandat și aceste patch-uri pentru zona cearcănelor cu colagen. Acestea o să le bag în frigider și o să fie foarte calmante pentru această zonă. De-abia aștept să le pun în rutina mea zilnică. O să vă vorbesc despre ele și în Insta Stories și o să fac și rutina dimineață și rutina de seară și o să vă spun cum le-am integrat și cum puteți combina mai bine toate aceste produse astfel încât să aveți o rutină eficientă. Să nu fie nici prea multe, să nu se bată cap în cap, să nu cumva să faceți vreo tâmpenie. Sper că v-a plăcut acest video, o să vă las în descriere atât link-urile, cât și acele coduri de care vă ziceam, poate primiți o reducere de 5% și sper că vă place acest tip de content pentru că mie îmi place. Vă mulțumesc foarte mult, sper să vă abonați la canalul meu și ne vedem data viitoare cu rutina de skincare.